Bună ziua! Aseară, când mă urcam în avion, mă gândeam la ziua de astăzi. Când am coborât din avion, am aflat ce s-a întâmplat la Istanbul. Și mi-a fost greu să mă mai concentrez în momentele alea pe ziua de astăzi. Și știu, tema emisiunii noastre este legată de educație și mai ales cu precădere în zona tinerilor, copiilor. Și ce se întâmpla aseară, ce se întâmpla cu o săptămână în urmă, îmi arată că până să ajungem la copii e nevoie de ce facem cu emoțiile și cu societatea, e nevoie ca adulții să lucreze un pic, pentru că ce se întâmplă în jurul nostru nu ține neapărat de copii. Revenind la temă, acum când am auzit titlul, primul lucru când am asociat emoționalul cu tehnologia a fost să mă gândesc la raportul și strategia Forumului Economic Mondial în domeniu. Glumesc. Primul lucru care mi-a venit în minte când m-am gândit la emoție și tehnologie, mi-au venit în minte lucrurile astea. Nu știu dacă se văd. Da? Și mai am. Și le recunoașteți, nu? Pentru că pe de o parte poți să te uiți la cum comunică tinerii astăzi și o să vezi că emoția, de multe ori, e transmisă așa. Știe cineva ce înseamnă asta? Oh, ok. Eu am aflat relativ de curând. Mai sunt lucruri ca CBNR, CBN, știți CBN? Și CFRM? CFRM e ce frumos. Da, este despre exprimarea unei emoții. Și CBN este ce bine. Da? Și este, și am primit deja, mai sunt 5 minute, CFRM. Ok. Acum, sunt în fața dumneavoastră aici pentru a vorbi, de fapt, de experiența noastră în mai multe zone. Cronologic, dacă e să o luăm, am început să lucrăm cu oameni din companii. Dar pentru că lucrăm în zona de educație continuă și ne pasionează lucrul ăsta, am intrat în contact cu elevi, am încercat să facem lucruri în școală, în liceu, am intrat în contact cu studenți și mă uit la un următor vorbitor și bineînțeles că noi lucrăm permanent cu adulți în companie. Înainte să mergem, aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră aici conduceți oameni sau sunteți manageri, aveți echipe? Ok. Destul de mulți, mulțumesc. Specialiști în resurse umane? Ok. Mulți. Părinți? Ok. Mulți și părinți. În orice ipostază în care vă aflați aici, că ia de specialist, de cetățean, de părinte, de ce vreți, inevitabil ne intersectăm cu asta. Și sunt câteva mici povești pe care le am și le avem din interacțiunea noastră cu școală, liceu, studenți, facultate și apoi o să vă spun câte ceva de legăturile pe care le vedem între astea și ce se întâmplă în mediul profesional, așa cum și un antevorbitor spunea, apar anumite lucruri. Și ce putem face noi ca adulți aici, pentru că dacă e să revoluționăm sistemul educațional, probabil o să mai așteptăm. În școală am avut proiecte cu școala altfel și ne-am dus să lucrăm cu copii de clasă pregătitoare și clasa întâi. Un lucru care m-a emoționat foarte mult atunci a fost că am făcut exerciții cu copiii și jocuri în care le ofeream un tip de atenție și un tip de joc și un tip de activitate și nu ce s-a întâmplat atunci era plăcut, ce s-a întâmplat după. Ce s-a întâmplat după, am avut trei ipostaze în care s-au întâmplat aceleași lucruri. Erau copii, și atenție, nu vorbesc de școli defavorizate, vorbesc de școli din București plasate central. Copii care veneau și ne luau în brațe și a trebuit să 5 minute, aveam un băiat așezat și mă prinsese de piciorul ăsta, încă unul aici, ca să pot să ies. Ne îmbrățișau, ne mângâiau și mie mi s-a întâmplat chestia asta numai într-o casă de copii până atunci. Și mă gândeam la ce nevoie exprimau copiii aceia din partea educatorilor și poate din partea părinților. Asta a fost experiența din școală. În liceu am absorbit și noi fonduri europene.
Și a venit momentul să absorbim. 2 ani la rând am lucrat cu un liceu, cu un liceu Mihai Viteazu din București, cu 600 de elevi și am avut ocazia să... Aparent cineva e fericit să se recunoaște, da? I-a antrenat Lazarul, da, ok. Am avut ocazia să... Ne băteați la basket. Să descoperim cât de nevoie au de lucrurile pe care noi le făceam în mare parte cu adulții și cât de burete erau în a face altfel lucrurile. Și asta arăta de ce poate să facă altfel ca atitudine și metodă un profesor și arăta nevoia de modele pe care o mai spunea și un antevorbitor, dar și de instrumente. În zona asta, pentru că am lucrat mult în zone care țin de comunicare, relaționare, copiii ne întrebau ce fac în prima relație. Noi vorbeam de comunicare și relaționare în general și ei vreau să știe ce faci când te întâlnești prima oară cu cineva într-o relație romantică. Apropo de nevoile emoționale. Și dacă ne întrebau pe noi, mă întreb ce relație aveau cu profesorii, profesorul diriginte, psihologul cu școlii și cu, și mai un minut, și cu părinții. La studenți am văzut 2 trenduri. 1, închidere. Noi nu vorbim de lucruri de astea, hai să vorbim de ceva serios. Sau deschidere. Am văzut recent teatru dans, unde oamenii, studenții își exprimau și veneau să-și proiecteze cicatrici emoționale în public. Deci ori așa, ori așa. Ce am văzut că lipsește la studenți, apropo de tehnologie, și la liceu și la studenți, dacă spuneam ceva, apărea un gest care era de... Da, dar uite, verific aici pe Google și... Da? Deci accesul la informații de care s-a vorbit. Pe de altă parte, când vorbim de emoție și interacțiuni în societate, ce am observat că lipsește și poate o generațiile anterioare aveau mai mult... Lectura. Și mă refer la lectura care să-ți permită să experimentezi emoții prin alte personaje, trăind cu alături de personajele pe care le citești, pentru că nu mai sunt modele care să le ofere asta. Și aici Kindle-ul poate ajută. Și poate ajutăm și noi ca părinți. Ce se întâmplă în momentul în care ajungem în, și închei acum, în momentul în care ajungem în organizații, vedem top managementul care de multe ori are reacții de genul, ai terminat cu soft skills-ul, că avem treabă. Vedem generația medie, de vârstă medie, care nu a trecut nici ea neapărat prin lucrurile astea, dar are oarecare deschidere. Și vedem tineretul care fie își dorește prea mult, fie are nevoie de modele. Și cred că ce putem face e să plantăm semințe la timpul și locul lor, în calitatea în care ne aflăm în diferite ipostaze. Părinți, manageri de resurse umane, și orice alt tip de profesionist care, în care ne regăsim. Oh, deci asta cu timpul s-a epuizat. Vă mulțumesc!